cele 10 rânduri, da? 5 rânduri pe față, 5 rânduri pe dos pentru elastic. Sunt pe fața lucrului, din acest moment eu îmi pornesc numărătorul și trebuie să renunț la elastic începând modelul pe care l-am făcut pe toată vesta. Acest model pe care eu îl am după bordură este format din 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ochiuri. De la bordură eu voi număra 14 ochiuri, da? Pentru că am spus că două ochiuri le voi crește ca torsadele să nu îmi strângă vesta. Și atunci, de la marcatorul meu de la bordură, număr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, pun un marcator. Pe pieptul acesta am terminat 5 ochiuri pe față, bob de orez, ochi de margine. Deci aici voi începe ochi de margine luat nelucrat ca să formez bobul de orez, ochi pe dos, 5 pe față. 1, 2, 3, 4, 5, ochi pe dos. 5 pe față, 1 pe dos, până în marcator. 1, 2, 3, 4, 5 pe față, 1 pe dos. Mi-au mai rămas aici 5 pe față, 2, 3, 4, 5. Eu elimin marcatorul, puteți să lăsați ca să nu vă încurcați pe dosul lucrului. Și modelul meu începe așa. 2 pe dos, 2 pe față din care voi face torsadă, dar din următorul rând. Acum fac 1 pe față, fac o creștere invizibilă pe față. 2 pe dos, patru pe față. 1, 2, 3 și 4. 2 pe dos. A doua creștere o fac aici. Pe față, încă 1 pe față. 2 pe dos. Am ajuns la bordură. Ochi nelucrat, 5 pe față. 2 las firul către mine și le iau nelucrate. Întorc, mă întorc pe dosul lucrului. Bordura, știți deja cum se face. Ochi pe față am 2, încă 5. Ultimul ochi înainte de marcator pe dos. Și acum ochiurile aferente modelului le lucrez exact așa cum sunt. 2 pe față, 2 pe dos, 2 pe față, 4 pentru torsada mare, acum sunt pe dos, 2 pe față, 2 pe dos, 2 pe față. Voi probabil aveți un marcator, până aici este modelul meu, lucrez toate ochiurile așa cum se află ele. De aici, toate ochiurile pe dos. Deci, pe dosul lucrului, porțiunea aceasta, toate ochiurile pe dos. Am terminat lucru pe dosul vestei, ajung pe față, ochi de margine nelucrat. Primul am zis că e bob de orez. Îl lucrez pe dos.
Iarăși 5 pe față. Acesta este tot modelul meu, pe partea aceasta. 5 ochi pe dos. 5 pe față. 4, 5 ochi pe dos. Ajung la marcator, totdeauna modelul meu începe cu 2 ochiuri pe dos. 2 pe dos. Apoi am 2 pe față, din care am zis că eu vreau să fac tot timpul o torsadă. Introduc Andreea în al doilea ochi, scot primul ochi de pe Andreea, îl trec pe Andreea din stânga și ochiul acesta îl pun înapoi pe Andreea. Da? Suprapus. O torsadă din 2 ochiuri pe care le lucrez pe față. Iarăși 2 pe dos. Acum ar fi prea repede să fac torsada mare din 4 ochiuri. Trebuie să las puțin să respire ochiurile pe față. Și le lucrez pe față. Una, două, 3, 4. Iarăși 2 pe dos. Și urmează torsada din 2 ochiuri, da? Îl asigur pe acesta, pun Andreea pe el, eliberez primul ochi și al doilea cu Andreea stângă. Iau ochiul din dreapta, prin spatele ochiului agățat, ajunge în partea stângă și pe acesta îl pun răsucit. Ochi pe față, ochi pe față, dos, dos și am ajuns la bordură. Nelucrat, una, două, trei, patru, cinci, las firul către mine, le iau nelucrate. Deci, practic, aceste două torsade micuțe formate din 2 ochiuri, eu le formez la fiecare rând pe față. Cum ajung la rând pe față? Din aceste 2 ochiuri fac câte o torsadă. Mă duc și eu cu rândul pe dos și ne întâlnim la rândul 3 de model pe față. Am ajuns pe față și acum trebuie să fac torsada mare. Deci am ochi pe dos, ochi pe dos, torsada mică, răsucesc ochiurile între ele, le lucrez pe față și la torsada mare lucrez la fel, dar iau 2 ochiuri. Introduc Andreea prin ochiul 3 și 4 ca să nu le pierd. Le scot pe toate, dar cu mâna țin așa de toate. Le scot pe toate și le introduc pe Andreea stângă pe primele, da? Primul și al doilea ochi. Acum pe astea le pun înapoi pe Andreea stângă și le lucrez cu ochiuri pe față. Dacă vă este ușor, puteți să le lucrați și cu acul de torsadă. Îmi continui modelul. Două pe dos. Fac bordura. Și să vă mai arăt o dată pe dosul lucrului. Deci acesta a fost rândul 3. Rândul 4 și rândul 5 le lucrez la fel. Fac doar torsadele mici. Rândul 6, fac și torsada mare. 7, 8, doar torsadele mici. Rândul 9, toate torsadele, da? Deci torsada mare am făcut-o întotdeauna pe multiplu de 3. În acest fel, dacă voi știți să păstrați aceeași dimensiune la torsadă, pentru că dacă sunteți începătoare, vă păcăliți la torsade. Aveți tendința să le faceți în al patrulea rând sau în al doilea și atunci ea iese prea înghesuită. Dacă faceți un rând mai târziu, iese prea largă, prea lungă și per final se vede diferența.
De aceea e bine să vă obișnuiți să numărați rândurile. Și în acest fel, teoretic, nici n-ați avea nevoie de numărător de rânduri, pentru că, știți, numărați torsadele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 de rânduri ați lucrat pe față. Eu am numărat doar rândurile pe față și atunci când vedeam că urmează pe numărătorul de rânduri un multiplu de 3, știam că trebuie să fac torsada fără să stau să mă mai gândesc. Am lucrat suficient sau prea mult sau prea puțin. Acum vreau să vă mai arăt o dată la rândul pe dos, să fac bordura, ochi pe față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ultimul din bordură, ochi pe dos și ajung la modelul meu, care e pe dosul lucrului și lucrez toate ochiurile așa cum sunt, da? Insist, fiecare rând pe dos, după bordură, aveți două pe față, două pe dos, două pe față, torsada mare, 4 pe dos, două pe față, torsada mică, două pe dos, iarăși două pe față. Și ați ajuns la marcatorul de model. De aici, toate ochiurile pe dos. Pe dosul lucrului, toate ochiurile pe dos. Am ajuns la torsada mare, sunt pe rândul 6, multiplu de 3, deci trebuie să fac torsadă. Dar aici am vrut să vă arăt așa. Pe partea aceasta, eu totdeauna am făcut ochiurile din stânga trecute peste ochiurile din dreapta. La pieptul acesta am lucrat invers. Ochiurile din dreapta le-am trecut tot timpul peste ochiurile din stânga. Nu cred că are mare importanță, nu se va vedea și dacă veți lucra torsadele identic, dar așa mi s-a părut mie mai chic și așa am făcut. Deci ajung la torsada mare. Să vă mai arăt o dată cum lucrez eu torsada. Ia să iau și ac de torsadă. Ochiurile din dreapta le-am trecut peste cele din stânga. Asta înseamnă că ochiurile din dreapta le pot pune pe acul de torsadă. Le lucrez pe cele două. După care le lucrez pe cele de pe torsadă. Sau le pun înapoi pe Andreea. Și le lucrez. Deci asta dacă vreau să duc ochiurile din dreapta peste cele din stânga. Dar eu pe partea aceasta vreau ca ochiul 3 și 4 să le trec peste 1 și 2. Deci pot să-mi pun ochiurile de torsadă pe Andreea ajutătoare. Le scot. Pun 1 și 2 pe Andreea și le lucrez și apoi de pe torsadă sau pur și simplu le pun acum înapoi și le lucrez. Cum vă obișnuiți, așa le lucrați. Eu nu folosesc acul de torsadă, nu am o torsadă mare, e din 4 ochiuri și m-am obișnuit să o lucrez fără ac de torsadă.